Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, mai îndrăgostiți ca niciodată. Cum s-au fotografiat cei doi, al meu infinit? Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. După ce au făcut o glumă, anunțând că s-au despărțit, se pare că acum cei doi împărtășesc iubirea lor și cu fanii din mediul online. Astfel, pe paginile personale de socializare, dansatoarea a postat o imagine emoționantă cu artistul, dar și o descriere specială. Iată cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți. În urmă cu câteva zile, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au anunțat că s-au despărțit, însă totul a fost doar o glumă plănuită de ei. Acum, dansatoarea a postat o fotografie emoționantă cu ea și cântăreț. Cum s-au fotografiat ei? În urmă cu puțin timp, Cristina Pucean a postat o fotografie emoționantă cu ea și Bogdan de la Ploiești. În poza postată de celebra cântăreață, cei doi se sărută, aflându-se pe patine. Cei doi îndrăgostiți s-au dus la un pensionat din Viena, iar cu ocazia acestei ieșiri au făcut și o poză specială. În urmă cu o lună, Bogdan de la Ploiești a mărturisit dacă el și Cristina Pucean sunt logodiți sau nu, asta după ce pe mâna dansatoarei a apărut un inel. Întrebat despre acest lucru, artistul a declarat, în exclusivitate pentru Antena Stars, despre ce este vorba, de fapt. Nu pot să vă dau un răspuns și să zic sunt sau nu sunt. Am fost în vacanță, ne-am întâlnit acolo, am vrut să-i cumpăr și o rochie de mireasă. Ea e și fina mea, acum vreau să mă ocup și de ea. O să vedeți că o să fac câteva proiecte de se termină șmecheria. I-am pregătit ceva și Cristinei, nu puteam să o las așa, a mărturisit cântărețul atunci.